Fraților, în sfârșit am ajuns și eu să văd bojdeuca lui Creangă din Iași. Cum? Bună întrebare! Totul a început așa cum trebuie, pe ceață, în centrul Iașului, când oamenii de la Cronicar Digital au adunat o droaie de fotografi, bloggeri și instagrameri și un singur youtuber grăsimos, dar frumos. Scopul lor a fost să ne plimbe prin clădirile de patrimoniu cultural ca să vedem și noi ce mișto e Iașul și să-l promovăm cum trebuie, mâncalar mama de capitală culturală ce e. Scopul meu? Să văd căsuța lui Creangă. În Iași am avut ocazia să ascult mai multe povești, să văd clădiri minunate și să mă holbez la ele cu fascinație cum se uită Kim Jong-un la lubrifiant. De asemenea, ghidul de la Bojdeucă a fost exact ce trebuie, un om cu totul și cu totul deosebit, după cum veți vedea. Uite ce s-a întâmplat! Distracția a început dimineața de vreme cu o plimbare lejeră prin centrul Iașului și o vizită la mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi. Aici am întâlnit un călugăr care ne-a povestit cum în mănăstire poți găsi mormântul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, cel al lui Dimitrie Cantemir și cel al familiei Lupu. Vis-a-vis e o clădire care a găzduit prima tiparniță din Moldova și unde în 1643 s-a tipărit în limba română Cartea Românească de Învățătură, despre care știm că e o carte, la o citire atentă am descoperit că e românească și recent, după cercetări intense, am aflat că e și de învățătură. Ieși din biserică, faci dreapta, o ții așa vreo 2 minute și dai de Palatul Culturii, o clădire imensă care e de fapt un amestec de stiluri arhitecturale. Dacă ai trecut prin Iași și n-ai vizitat Palatul Culturii, nu ești om. Vedeți voi, pe la începutul secolului 20, arhitectul Berindei credea că deține rețeta clădirii perfecte. Nițel neogotic, un strop de neobaroc și puțin romantism. Avea dreptate, e mișto rău clădirea, jos pălăria. La intrare, dita mai holul, numit și holul de onoare. Pe el, dita mai mozaicul. Cu ajutorul pirelor imense ale celor de la Cronicar Digital, am urcat cu ghidul în turnul cu ceas al clădirii. Turnul are 55 de metri înălțime și, grație lui, Palatul Culturii a fost multă vreme cea mai înaltă clădire din Iași. Stați liniștiți, există lift. N-am depus efort, nu cumva să slăbesc. Odată ajuns în turn, am inspectat cu atenție mecanismul ceasului, așa cum inspectează Kim Jong-il, tatăl lui Kim Jong-un, ridichea. Din oră în oră, ceasul din turn cântă o mică parte din cântecul Hora Unirii, după versurile poetului Vasile și mai cum, Alexandrii. Cu ajutorul acestei cutii muzicale, este redat o mică parte din cântecul Hora Unirii, după versurile poetului Vasile și mai cum, Alexandrii. Să ascultăm și noi. Că tot veni vorba de instrumente care cântă singure, în același palat, la parter, există și un muzeu al instrumentelor mecanice. Dacă vrei să auzi melodii, românești și nu numai, de acum 100 de ani, cred că ăsta e cam singurul loc din țară unde o poți face. Nu e ca și cum o să apară prea curând în trending pe YouTube. Ăsta vedeți e de mai mari dimensiuni. Avem discul perforat, da? Perforațiile reprezintă note muzicale. Pe partea opusă a perforațiilor, vedeți, e lăsat materialul de perforare. În momentul în care discul se rotește, acești zimți agață un registru de ancii metalice, de lamele elastice metalice, care vibrează. Și nu uita, pentru tine am făcut nebunii. Grasează. Înainte să fugim din palat, am dat o tură și prin sala voievozilor, unde era frumos și răcoare.
Există și voi evozi pictați pe tavan, doar că eu nu i-am filmat pentru că sunt un imbecil. Bine, n-am stat prea mult că ne aștepta mănăstirea Golia, unde Ion Creangă a fost preot. A locuit într-o căsuță mică pe care o puteți vizita, unde a adus-o bine mersi până când a făcut o prostioară despre care am mai vorbit. În Iași, Creangă a trecut pe la mai multe biserici, dintre care importante sunt Bărboi și Golia. La Bărboi, nevastă sa s-a combinat cu un călugăr și dusă a fost. La Golia, Creangă a început să aibă tot felul de necazuri cu biserica. Pe 28 februarie 1868 a mers la o piesă de teatru. Două săptămâni mai târziu, în ziarul Convențiunea, apare articolul relativ mergerii preoților la teatru, care e despre Creangă și despre cum nu se cade să participe preoții la un asemenea spectacol. Drept pedeapsă, Creangă e oprit să slujească până la Paști. 3 luni mai târziu, niște ciori făceau căcuța pe turnul bisericii. Creangă a luat pușca și a împușcat ciorile. Imediat în Curierul de Iași a apărut articolul Tragerea la țintă și vânatul de paseri în mijlocul orașului. Asta pe lângă faptul că preotul Creangă a îndrăznit să se tundă. Știu că am pronunțat Golia greșit, îmi cer scuze, la vremea respectivă nu știam. Culmea, în casă, pus în ramă, se află și ziarul de la vremea respectivă. Așa că l-am citit și șoc și groază, nu e cine știe ce. Cât despre turn, aș fi urcat până sus, dar m-am oprit la primul nivel. Din păcate, turnul medieval nu e dotat cu lift și eu sunt prea gras și delicat să urc scările. Urmează cireașa de pe tortul excursiei. Bojdeuca lui Creangă, din Iași. Aici am întâlnit un ghid extraordinar de talentat care ne-a vorbit despre cum era profesorul Creangă, cum s-a întâlnit cu Eminescu și multe altele. O să-l las pe el să vorbească pentru că merită ascultat. Și despre ceea ce a însemnat Creangă ca învățător, dar mai ales ca autor de manuale școlare, putem vorbi foarte mult. Suntem în plin secol XIX, atunci când lucrurile nu erau încălămurite în ceea ce privește folosirea alfabetului. Se încăleca alfabetul latin cu cel slavon, regulile de ortografie, punctuație, sintaxă nu erau cât de cât cernute. Așa că manualele lui Creangă vin ca o mană cerească, mai ales povățuitoriu de cetire prin scriere. Creangă era cel care susținea scrierea fonetică. Scriem așa cum auzim. Lucru care l-a impresionat și pe tânărul revizor școlar care verifica județele Iași și Vaslui, Mihai Eminescu, și care a recomandat acest manual la minister, când încă relațiile dintre el și Creangă, cum să zic eu, nu atinseseră apogeul acela al prieteniei de care știm. Spuneam că în felul ăsta l-a cunoscut Creangă pe Eminescu. Și aici probabil că mai facem o paranteză. Eminescu a însemnat mult pentru Creangă. Amândoi s-au întâlnit într-o perioadă delicată a biografiei lor, și Creangă și Eminescu. Eminescu venise de la studii, venise în Iași, unde a găsit mediu prielnic. Lucrurile nu erau clare nici în ceea ce îl privește, atitudinea era și nu era ostilă, pentru că el nu-și finalizase studiile, știți? Deși Eminescu nu-i mai trebuia, pe Eminescu nu l-a ajutat cu nimic o diplomă care să confirme că el a absolvit nu știu ce facultate. Aceea era necesară în intenția lui Titu Maiorescu de a-i da un serviciu, era absolut necesară. Creangă, pe de altă parte, venea printr-un șir de încercări, era la începutul, cum să zic eu, scrisului său și avea nevoie de o confirmare oficială din partea unui om deosebit că în ceea ce privește calitatea operei sale. Și acela a fost Eminescu. Creangă avea încredere deplină în judecata și în verdictul său. Sigur că Ion Creangă ar fi scris oricum, ar fi publicat oricum, poate mai târziu. Și când venea la Ajunimea, unde l-a dus Eminescu, Creangă vorbea despre operele sale, pe am venit și eu cu țărăniile mele, jumătate în glumă, jumătate în serios. Numai că acolo, mă rog, erau valori deosebite, erau minți luminate acolo la Ajunimea și care au apreciat așa cum se cuvine țărăniile lui Creangă. Dar revenim, Eminescu a găsit un mentor pe Titu Maiorescu, a găsit o societate care l-a primit cu brațele deschise, Junimea, o revistă care i-a publicat întregime opera, a găsit aici un prieten, pe Ion Creangă, iubirea, Veronica Micle, cam tot ce-și poate găsi un om. Cam jumătate de an a mai stat aici Eminescu în 1876, atunci când s-a schimbat guvernul, a picat guvernul conservator, a venit liberalii, Titu Maiorescu a fost înlăturat din funcția de ministru și, bineînțeles, a dispărut și susținerea lui Creangă și a lui Eminescu. Deci, spuneam că perioada de la București a fost o perioadă
pentru Eminescu, cum să zic eu, și bună, în sensul că am câștigat, cum vă spuneam, un ziarist și un critic de teatru, dar starea lui de sănătate s-a deteriorat. La fel s-a întâmplat și cu Creangă, care era și el bolnav, în moment, chiar când a venit aici la Bojdeu, că Creangă avea crize de epilepsie, dar mai rare la început, după aceea mai dese. Și iată, e anul 1883, un an comun, un an trist și pentru Creangă și pentru Eminescu. Pe 28 iunie la București, Eminescu face o criză în urma căreia este internat în sanatoriu doctorului Șuțu. În același an, în vara acelui an, Creangă face o criză de epilepsie în fața copiilor la școală, în urma căreia se retrage și stă după aceea în concedii medicale, concedii medicale la început mai mici, după aceea mai lungi și de câte 6 luni. Și uitați, inevitabil ne îndreptăm către un an pe care îl comemorăm, către 1889, când Eminescu la București se duce la Poporul Sterelor pe 15 iunie, urmează pe 4 august sinuciderea Veronicăi Micle la Băratec, perioada aia foarte tristă, cumplită pentru Creangă, când cade așa într-o melancolie, într-o depresie cumplită, se izolează, nu mai comunică cu ceilalți, doarme cu cartea lui Eminescu sub braț, mai lăcrimează aducându-și aminte momentele petrecute împreună, mai este văzut amenințând bolta cu toiagul pentru necazurile abătute asupra lui și sigur finalul acela pe care poate, parcă și l-ar fi scris Creangă, parcă moartea lui Creangă este ca un final de povestire scrisă chiar de însuși Creangă. Acea noapte de ajun de an nou, 31 decembrie, zăpadă cât gardul, copiii care au venit să ure aici cu buhaiul, cu clăvoțelul, imaginați-vă, poate simțiți și puțin mirosul zăpezii și al gerului așa, care făcea să trosnească zăpada sub picioare, vă imaginați bucuria lor și faptul că domnul învățător n-a mai ieșit afară cu un colac, cu un bănuț, cu niște mere, a ieșit din cavartic și le-a zis că domnul învățător se odihnește. Eu unul sunt fascinat de Ion Creangă, mai ales după ce i-am citit toate operele anul trecut. Bojdeuca m-a impresionat mult și dacă ajungeți prin Iași, e păcat să nu treceți pe acolo și să ascultați toată povestea ghidului. Excursia noastră a continuat cu multe alte clădiri de patrimoniu, dar, ca să nu vă plictisesc prea tare, o să menționez Biblioteca Centrală Universitară, pe care o pun în film pur și simplu pentru că am tras cadrul ăsta super mișto cu pianul și instagramerul, și o să termin cu Biblioteca Universității Tehnice din Iași, considerată una dintre cele mai frumoase biblioteci din lume. Aici poți găsi 962.528 de documente, 522.187 de cărți, 129.332 de reviste și 305.967 de documente tehnice. După ce am vizitat biblioteca, mi-am pus în gând să scriu și eu ceva despre istoria bibliotecilor și așa a ieșit clipul pe care l-ați văzut luni. Dacă toți sunteți aici, nu ratați nici sala Pașilor Pierduți din aceeași clădire, unde puteți admira 19 picturi realizate de Sabin Bălașa între 1968 și 1978. Am văzut multe alte clădiri, dintre care ar fi păcat să nu menționez și Teatrul Național. În concluzie, vizitați Iașiul că vă ia gaia. Cam atât pentru astăzi, ne vedem mâine cu un clip despre somn și vise. Până atunci, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul și să dați clipul ăsta mai departe pe Facebook. Să se audă zaia fake peste tot pe internet!